Astăzi am semnat certificatul de urbanism în vederea demarării a procedurii de a obține autorizația de construcție. Certificatul de urbanism este pentru accese, pentru utilități și tot ceea ce înseamnă pregătirea pentru a face magazinul IKEA. Este o investiție mare pentru noi, de câteva milioane de euro. Lucrăm de mult timp să atragem această firmă în zona noastră. Inițial s-a dorit pe Timișoara, dar am reușit în final în zona de vest, Bulevardul Petru Țuțea, colț cu DN69.